8 la 10, după aceea adăugăm un de 8, un text din Proverbe, capitolul 7. Deci mai întâi Luca 15, de la 8 la 10. Care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, nu caută cu băgare de seamă, până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și acum, ca să înțelegem cum se îmbină primul text cu al doilea, înainte de a-l citi, vreau să spun un cuvânt scurt. Femeia a pierdut un leu. A pierdut ceva. A păcătuit simplu și nu s-a oprit. Și a mers mai departe păcatul. Așa merge păcatul mai departe, dacă nu ne oprim. Și acest lucru îl citim acum. Cum se întâmplă cu păcatul? Cuvântul femeie din acest text, pentru fiecare în parte, din toți care suntem aici, trebuie să-l schimbăm cu ce este sau a fost păcat în viața ta. Atunci o vei înțelege bine. Proverbe 7, citim de la versetul 6. Stăteam la fereastra casei mele. Aici vorbește Domnul Iisus. Înțelepciunea. Mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, adică fără experiență. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era la murg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără astâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe. Pe la toate colțurile stătea la pândă, ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Până aici. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, noi știm că așa de multe ori am trăit-o. Teoria, litera, slova, cunoștințele biblice ne fac îngânfați și încrezuți, dar ne omoară. Doar Duhul Tău cel Sfânt poate lucra viață nouă în noi. Și te rog, Doamne, lucrează o viață nouă în viețile noastre, toți care suntem aici prezenți, prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim. Amin. Puteți să luați loc. E 8:20. Eu știu și mă bucur că l-ascultați pe fratele vostru pastor, care v-a avertizat că va dura mult,
Dar eu am învățat ceva de la un pastor bătrân. Eu nu mă uit la ceas, l-am și dat jos, mă uit la fețele voastre. Fața voastră mi este ceasul. Dacă începeți să căscați și să vă jucați la telefoane și să oftați, atunci, în mijlocul propoziției, mi-a zis fratele Hans, spune amin. Atunci, măcar data viitoare, poate te vor mai asculta o dată. Deci eu încerc acum să îmbin aceste două texte, așa rapid, ați ascultat deja multe astăzi, nu trebuie să ne îndopăm, mama îndopa găștele și rațele, până se umfla ușa. Așa nu facem noi creștini. Dar dacă simți că e destul, nu trebuie să te vadă nimeni. Te uiți la mine și caști scurt. Și încă e în seara. Bine. M-a rugat fratele Marian, Marius, să spun câte ceva despre misiune și despre acest cor. Acest cor este o parte, partea românească a Eurocorului. Fac o mică paranteză. Eurocorul din 6 țări europene, aproximativ 300 de cântăreți, vor veni în România iarăși. În ultima duminică din octombrie și primele zile în noiembrie. Va fi și în Timișoara. Se va anunța și la Vocea Evangheliei și sper să aflați și voi. Aș vrea să mai anunț o conferință. Nu mă întreba dacă am voie. Fratele Errol Steven, prin care a început o trezire spirituală în Africa de Sud, printre zuluși, prin care am găsit și eu ajutor și prin care mișcare au găsit și acești tineri ajutor. Vine în România, dacă Dumnezeu așa o îngăduie și este voia Lui, în Voitec, la conferința noastră de vară, între 2 și 5 august. O să lăsăm la fratele Marius câteva invitații. Acum la textul nostru. Haideți să ne grăbim. Lucruri importante. Aici este o femeie. Eu și tu. Atenție, această femeie simbolizează un creștin pocăit. Un creștin pocăit care a primit întregul har. Din plinătatea harului lui Dumnezeu am primit har după har. 10 lei înseamnă acest har care l-am primit. Dar, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne spună, atenție, păziți ce ați primit. Nu umblați neatenți cu ce ați primit. 10 lei. Și a fost o femeie, un creștin pocăit, primise totul. Din neglijență, din neatenție, din neștiință, oricare ar fi fost motivul, a pierdut un leu. Ce înseamnă acest lucru pentru noi creștini? N-am vrut. N-a fost planificat. Dar soția a fost plecată la părinții ei, a luat copiii cu ea, repet, n-am vrut. Nu vorbesc despre mine acum. Vorbesc despre omul pocăit care poate pierde un leu. Și eu îl pierdusem, dragii mei. Eu am fost ani de zile pocăit. Eu am predicat ani de zile pocăința și nașterea din nou. Dar am pierdut un leu după altul. Și m-am prefăcut că am încă tot 10. Este pericolul nostru. Pierdem o grămadă din plinătatea harului, dar când dăm mai departe, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Mergem la amvon, predicăm mai departe, de parcă este totul în perfectă ordine. Da, soția e plecată cu copiii, stau acasă, repet, n-am vrut, n-am planificat-o, din curiozitate am deschis internetul și m-am uitat la pornografie.
și mă fac că nu s-a întâmplat nimic? Îndrăznesc să merg, să mai mă rog când fratele mă întreabă, în loc să fiu corect, în loc să umplu în fața lui Dumnezeu, umplu în fața oamenilor, mi-e rușine de dânsul și bineînțeles că mă rog. Dar ochii au văzut porici și scroafe. Dar mă rog și nu realizez că Duhul din mine, rugându-mă sau vorbind sau cântând, trece peste ceilalți. Așa ne învață cuvântul. Dar n-am vrut. A fost accidental, dragii mei. O fi fost cum a vrut, un leu l-am pierdut. Și atenție, dragi creștini, primul leu, din tot ce am primit noi de la Domnul nostru iubit, se pierde greu, nu-l pierdem ușor. Dar dacă pierdem primul leu și continuăm de parcă am avea încă 10, sau vine diavolul și ne minte, ai, lasă că mai ai 9. Bucură-te de ăia 9 care mai ai. Nu te voi da. Am dat exemplul cu internetul, cu pornografia, poate să dau alt exemplu. Vii acasă, poate că la lucru a fost puțin greu, o zi mai încărcată, și soția întreabă a patra oară, aceeași întrebare. Prima oară ai mai înghițit. A doua oară, și a treia oară, ai zbierat ca un nebun? Și credem că doar soția a auzit-o, las că îi pun mâine o floare roșie sau galbenă, culoarea ei preferată, unde să le pun? Pe toți? Sau pe masa ei de... O pun undeva, dacă. Și cred că totul e în ordine. Prieteni! Motivul că Dumnezeu nu mai poate lucra în zilele noastre sunt păcatele noastre, nu ale lumii. Eu pot să predic până pe jos, nici un tânăr nu se va schimba. Eu pot să am 2 copii sau 20 de copii. Dacă nu îmi pun viața în ordine, eu pot să predic copiilor până îmi pierd vocea. Vor merge în lume. Dragii mei, asta e realitatea. Dar uitați ce a făcut această femeie. Această femeie, după ce a pierdut un leu, n-a mai găsit liniște. N-a mai găsit liniște. Acest leu i-a fost mai prețios. Trebuia pe ruptul capului să-l regăsească decât cei 9 care i-a mai avut. A uitat că a mai avut 9 lei. A fost preocupată. Ea a aprins o lumină, a luat o mătură, a început să caute cu băgare de seamă, până l-a găsit. Vedeți, prieteni, se întâmplă așa cu acest leu. Și de câte ori oare a stat Domnul Iisus la zăbrelele cerului și s-a uitat în dormitorul vostru, s-a uitat în bucătăria voastră, s-a uitat în sufrageria noastră. De câte ori oare a privit prin zăbrele și trebuia să se gândească, da, uite, se împlinește încă o dată. Din păcate, încă o dată. Mersul reușit al păcatului în viața unuia care a spus că e copilul meu. Și uitați cum merge. Trecea pe uliță. La început n-a fost intenția să păcătuiască. Trecea pe uliță. Dar deodată a fost apucat. Așa ne învață cuvântul în Noul Testament. Să le citesc.
Da, fețele voastre, cu ceasul deja nu mai bine să uit la el. Dar văd că mai ascultați. Ia ascultați cum este cu apucatul. A, știți? Eu dacă predic în Voitec o oră, o oră jumate, așa că nu sunt în Voitec, știu asta. Și știu că a fost un program pe care mi-a plăcut și mie. L-am slăvit pe Dumnezeu. De câte ori aud pe acești tineri cântând sau vorbind, îl slăvesc pe Dumnezeu, că știu de unde mi-a scos harul lui. Deci a apucat, a fost apucat. Ia ascultați! Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. După ce a fost atras de poftele lui, este momit, Iacov 1 cu 14. Apoi, pofta când s-a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit, aduce moartea. Așa s-a întâmplat cu acest tânăr, așa se întâmplă, se poate întâmpla în viața unui pocăit. Mergi pe o cale unde nu trebuia să te duci și deodată te apucă. Voi care v-ați căsătorit, eu vorbesc direct că nu vă cunosc. Mai în urmă sau mai recent, nu contează. Dar înainte de a vă căsători, cunoașteți această cale? Calea Sfântă a lui Dumnezeu până în căsătorie. Este curvia, dragii mei, începe nu în pat. Curvia, porneo în limba greacă, începe când i-ai permis băiatului care poate ți-a promis așa și așa o să ne căsătorim, să pună mâna pe trupul tău. Ești curvă. Sau dacă tu, băiatule, ai făcut-o, ești curvar. Dragii mei, nu sunt cuvintele mele. Sunt cuvintele aceluia care mă va judeca pe mine într-o zi și pe tine într-o zi. Nu după felul cum se explică Biblia în secolul 21, ne va judeca. El ne va judeca cum este scris aici. Eu încerc în harul Domnului să vă spun ce este scris aici. Și dacă s-a întâmplat înainte de căsătorie, poate ca și acest tânăr, a fost pe uliță, nu planificase, ba mai mult, ne hotărâsem amândoi să trăim curați până la căsătorie, dar pe ulița aceea am fost apucați. Ne-am apropiat prea mult unul de celălalt. Logic, fiecare tânăr care e dezvoltat normal și nu-i făcut din piatră sau din lemn, că atunci nu s-a căsătorit, e normal. Te apropii prea tare, sare scânteia, n-ai vrut, ai fost doar pe uliță. Dar a sărit scânteia și ai păcătuit. Și ne-am apropiat prea mult unul de celălalt. Interesant ce spune cuvântul aici. După ce a fost apucat, s-a făcut amurg, seară, noapte neagră și întunecoasă. Prieteni, aici nu e o poveste în Proverbe 7 care Hollywoodul ar putea face un film. Aici este vorba despre o învățătură duhovnicească al Domnului Iisus pentru copiii lui Dumnezeu. Dacă am fost apucați de păcat, prieteni duhovnicește vorbind, vine seara, vine noaptea neagră și se întunică. Soarele, luceafărul dimineții, Domnul Iisus apune. Da! Noi atunci mai mult cântăm, noi atunci mai mult predicăm, mai multe activități. Ca și Adam. Adam, după ce a păcătuit, a început să își croiască el o haină. Aia de la Domnul n-a mai fost bună. O, prieteni,
femeia, după ce a pierdut primul leu, nu și-a mai găsit liniște. Neliniște fericită. Ferice de creștinul care își pierde pacea și liniștea într-așa fel, că nici soțul, nici soția, nici părinții, nici copiii, nimeni nu mai poate opri pe acel copil al lui Dumnezeu. Vrea să vină în ordine cu Dumnezeul său. Ferice de acel copil al lui Dumnezeu. Căci așa a fost această femeie. A aprins lumina. A aprins lumina. Știți? Dacă un cuplu n-a trăit corect, dacă cei din biserică au aflat, ei au fost și singuri, ore întregi, în camera lui sau în camera ei. Am un prieten care a vizitat o școală biblică ca să se facă predicator. În Elveția, în Lausanne. Eu n-am spus nimic de misiune, nu mă realizez. Dacă mai puteți, încă nu căscați, o să mai adaug la încheiere ceva despre misiune. Mi-am amintit pentru că acest frate a făcut școala biblică și a avut o prietenă. Și a zis, frate Hans, în fața Domnului eu pot să spun, doar de mână ne-am ținut. Și au mers, el a avut o cameră în complexul studențesc, în Lausanne. Lângă el a fost un student de medicină, tot o cameră a avut. Și orașul Lausanne, Alianța Evanghelică a organizat o mare evanghelizare. Mare evanghelizare. Și au fost și ei obligați să meargă la cât mai mulți să invite la evanghelizare. El a mers la colegul lui de medicină. Poți intra, da, intră. A început să-i spună, a luat invitația, i-a explicat de evanghelizare, de necesitatea de a te pocăi, de iad, de cer, cum spune. El a început să zâmbească tot mai tare. Tot mai tare. Dar, dragii mei, oameni din lume, putem învăța ceva de la ei. Sunt politicoși. Mulți pocăiți nu știu de politețe. Încerci să-i spui ceva, îți sare în cuvânt. Aia din lume sunt politicoși. Aia au învățat, se pare, puțin mai mult. Sau au investit puțin mai mult în cei 7 ani de acasă. La noi, de multe ori, vorbim unul peste altul. Cineva începe ceva, trec peste el, nu se face. Acest student de medicină l-a ascultat până la capăt, zâmbind, după aceea îi spune, auzi, de ce să mă pocăiesc? Păi că doar dacă te pocăiești, intri în cer, da? Tu intri în cer? Da, m-am pocăit! A, știi ce? Eu v-am urmărit de câteva ori deja. Tu cu prietena ta, prima seară, ați stat 10 minute în camera ta. A doua oară, ați stat jumătate de oră. Și ultima oară, 40 de minute. Și zâmbea. Nu! Nu! Nu, eu am stat cu prietena mea, am citit Biblia și ne-am rugat. El râde și mai tare și spune, băi, da, știi, fiecare își citește Biblia lui. Eu cu prietena mea, el crea cu ea. Și noi am citit Biblia. Prieten, ai fost cu prietena ta în dormitorul ei sau tu în dormitorul lui? Și vrem să pocăim lumea. Spune Domnului Iisus în seara aceasta, înainte de a dormi, câți ai condus deja la Domnul Iisus? Câți? Vrei să stai într-o zi fără un snop? Vrem să devenim noi pocăiții o asociație de autodistracție? Ne întâlnim doar ca să ne distrăm noi între noi cântându-ne, predicându-ne? Avem o altă chemare, dragii mei. Chemarea noastră ca colegul de clasă, colegul de muncă, vecina, vecinul.
să vadă în noi și în copiii noștri, în soțiile noastre, în soții noștri, că suntem totalmente diferiți, parcă n-am potrivit în această lume. Așa arată un creștin care mai are toți cei 10 lei. Atunci, vecina va spune, soră, adică nu spune soră, vecină, te-am urmărit. Odată ai fost în curte și copilul tău a făcut, cum face și copilul meu, năzbări, prostii. Dar vecina, eu dacă copilul meu făcea ce a făcut al tău, eu așa obișnuiesc, îmi pierd cumpătul, îmi pierd nervii, pah! Una după cap. Dar când am văzut, să știi că am învățat ceva de la tine, vecină. Când am văzut că l-a luat pe copil, nu l-ai lăsat în păcat? Asta m-a mișcat. Nu l-ai lăsat în obrăznicia lui? L-ai luat? Ai stat jos cu el? I-ai explicat? Nu i-ai permis să se uită altundeva și mama vorbește cu el? Mi-ai fost o învățătură. L-ai învățat? L-ai avertizat? Și după 5 minute am făcut-o iarăși? Eu am rămas la gard, am fost foarte curioasă. Te-am observat? El a făcut același lucru cu aceeași liniște, cu aceeași pace. Ai venit, ai luat copilul, eu auzisem ce i-ai spus, copile, copilul mamei, acest lucru nu mai ai voie să-l faci. Uite-te la mami, ai auzit? Da, bine. Te-am văzut cum l-ai întrebat copilul meu. Tu ai spus mami să nu mai faci, de ce ai făcut? Te-am văzut cum ai intrat înăuntru, eu nu știu ce i-ai făcut. Dar când a ieșit copilul ăsta din casă, împreună cu tine, nu l-am mai recunoscut. Prieteni, așa arată o casă cu un copil al lui Dumnezeu, care este creștin adevărat, care nu permite să-și pierdă un leu. Acolo vezi pe soțul care vine acasă, care nu-i destul cu problemele care le-a avut la serviciu, vine acasă și el și-a visat că soția îmi va face acum, îmi va pune apa în vană, că eu sunt tăratul, îmi va pune și sare de mare, mare moartă și parfum de levânțică. A fost un frate care, să vă mai spun cum este asta, mai puteți să ascultați? A fost un frate pocăit. Nu vă spun că era din Timișoara sau nu. A mers cu tramvaiul la casă, frânt! Frânt! Și l-a visat. A visat vana de baie, a visat livănțica, mă primește la ușă cu un pupic, iubita mea soție. Ea mă va duce pe scaun, îmi va da pantofi jos că mă ustură picioarele, tălpile, abia le mai simt. Și el în tramvai zâmbea. Dacă vedea, oamenii s-au gândit, vai ce om fericit, dar el vedea un film în fața ochilor. El vedea cum pupicul și pantofii jos și puțin masaj, iubita soție. Cum îl duce în vană? Gândeam, iubitul meu, vrei Coca-Cola sau vrei Fanta sau Sprite? Și el zâmbea la tramvai, era încă tramvai. Zâmbea fericit. Când a ajuns la ușa apartamentului, s-a gândit, în coridor s-a gândit deja, vai ce ure miroase. El a avut 4 copii și așa a făcut. Da. 3 luni, 1 an și 5 luni, 2 ani și 8 luni, așa ceva. Când a deschis ușa, în fața ușii era un Pampers plin de 1 kg galben. Acolo a rămas, probabil, de câteva ore, de coridorul de afară, abia mirosea. Acolo era Pampersul,
patru țipau de credeai că și-au prins degetul într-o ușă, soția ciufulită săracă venea toată ziua, asta a avut-o pe cap, părul ciufulit, abia l-a așteptat săraca să vină soțul acasă să o ajute. A încercat să se facă mâncare, dar s-a ars totul. Totul a fost ars. Visul lui s-a dus. Și atunci să vedeți reacția. Eu nu spun unui creștin că el mergea, era prezbiter într-o biserică. Nu vă spun dacă din Timișoara sau nu. A fost prea mult pentru el. Ziua a fost prea mult și asta a pus capăt. Prieteni, scena aceea, dacă s-ar arăta aici și el ar fi de față, ar fugi afară. Unde sunt cei 10 lei, dragii mei? Dar dacă i-am pierdut, dar dacă și cumva vecinii au auzit că locurile n-au pereți groși, dacă cumva biserica știe că înainte de căsătorie am fost des în camera mea sau camera ei, prieteni, știți cum trebuie să aprindeți lumina? Știți care mântură trebuie să luați ca să regăsiți leul? Înfățișează-te aici, în fața bisericii. Și cereți iertare. Dragă biserică, Dumnezeu mi-a vorbit. Eu am început viața mea de căsnicie în necurăție. Mulți din voi o știu. Iertați-mă! Dar mi-a citit un cuvânt. Când l-a citit, m-am speriat puțin și mi-am zis, Doamne, eu să vorbesc despre aceste lucruri. Că așa am simțit. Dar, Doamne, nu o să fie una sau altul care să plece întristați? Îmi e prea mult. Dar, dragii mei, altă lumină, altă mătură, altă căutare cu băgare de seamă nu există. Punem în ordine dacă biserica sau cineva din biserică a aflat că eu mă mai cert, că eu nu sunt supusă soțului, că eu mă port ca un nebun cu familia mea și asta e cunoscut, prieteni, acest microfon trebuie să fie primul în fața căruia o spui, căci e Domnul prezent și biserica martoră. Eu așa trebuia să o fac. Și acum închei să spun ceva despre misiune. Eu sunt născut în România, într-un sat departe de aici. Am avut o întâlnire cu Dumnezeu și altceva n-am cunoscut în anii 70. Părinții mei au fost luterani, n-au fost pocăiți, eu n-am știut ce înseamnă pocăința. Dar am simțit că Dumnezeu mă cheamă. I-am promis lui Dumnezeu, te voi sluji toată viața mea. Și am mers în Sibiu să studiez teologia la Institutul Teologic Protestant la Sași, la luterani. Am studiat, dar am trăit ca în lume. N-am cunoscut pocăința. După ce am plecat în Germania, 80, cu familia, în Elveția, și acolo m-am întors la Domnul, la o evanghelizare a Alianței Evanghelice. M-am întors din toată inima la Dumnezeu. M-am pocăit cu tot sufletul meu. Am împlinit tot ce m-au învățat frații. Am fost preot pe vremea aceea, preot reformat de Elveția. M-am enervat înainte, m-am enervat după.
Am zbierat la copii înainte de pocăință, am zbierat la copii că ceva nu mi-a condenit și a fost prea mult după pocăință. O, prieteni, asta aproape că m-a omorât. Am început să caut. Eu nu știu în care biserică neoprotestantă din anii 80 n-am fost. În căutare! Peste tot! Învățătură biblică 100%. Dar n-am văzut viața. Așa cum trăiam eu când vizitam pe cineva, așa vedeam reacțiile lui sau a ei. Atunci m-am gândit, mă duc la un frate pastor în vârstă, el a fost în comitetul acela de pastori când evanghelistul a predicat și ei au făcut consiliere. Și pe unul l-am recunoscut, el era pastor într-o biserică, sat vecin, unde am fost eu preot. Am ajuns acolo, o scenă ceartă între el și soția lui, am plecat acasă. Și am fost în acea seară convins, pocăința e un cer. La biserică cântă toți ca sfinții, predică ca îngerii și acasă se ceartă ca lumea. Exact ca și mine, pocăința nu funcționează. Și atunci am auzit de o trezire spirituală din Africa de Sud. Eram 86 când am auzit pentru prima dată. Dragii mei, predica nu m-a atins. Eu am fost convins, am auzit în alte biserici, predici mult mai pregătite, mult mai adânci biblic. Dar viața lor, prieteni, eu până astăzi îi cunosc de peste 25 de ani, am stat și luni de zile în casele lor. Eu încă n-am văzut un soț că vorbește ridicând tonul la soție. Eu încă n-am auzit că o soție contrazice pe soțul față de musafir. Eu încă n-am auzit de un copil care zbiară în casă, cum sunt obișnuit la mulți pocăiți în România, vrei să vorbești cu tatăl sau cu mama acasă? Nu poți. Câți decibeli? E mult, nu știu cât e mult. Cât e la discotecă? Cine a fost pe acolo? Nu trebuie dacă mergi acolo. Cât e pe acolo? Na, așa e în multe case de pocăiți. Niște decibeli, eu am puține probleme cu auzul când vorbesc alții, dar și fete de copii, și tata și mama, de parcă e atmosfera lor, spun eu, de zi cu zi, s-au obișnuit deja. Cum sora mea, care e nepocăită, dacă merg acolo, televizorul merge de dimineața până în zorii zilei. Vrei să stai de vorbă? Tot timpul mergi televizorul. Și eu am întrebat, soră, eu nici nu te aud, îmi spune ea. Eu sunt așa de obișnuită, dacă n-ar merge, aș fi deranjată. Așa sunt mulți pocăiți, dacă nu zgară copiii, suntem așa de obișnuiți. M-ar deranja, ar lipsi muzica. Eu în trezire asta n-am văzut. Prieteni, nu se spune mami ceva. S-a uitat la copil. A trecut. Fără să spună ceva. Eu astăzi știu de ce. A fost o vreme când și ei n-au avut această perlă, acești 10 lei. Dar i-au căutat până au găsit ultimul leu, dragii mei. De atunci Dumnezeu a pus în ei o autoritate spirituală. O avem în casele noastre. Asta o pierdusem, asta am găsit-o în această trezire. Această autoritate spirituală, când spun ceva, nu trebuie să mă repet. Asta vă doresc, dragii mei. Ați cântat la început, când am intrat pe ușă, schimbă-mi inima. Eu am zis Domnului, acolo, în spatele ultimei bănci am stat, și am zis, Doamne, ăsta e un loc bun și plăcut. Pentru că aici sunt oameni sinceri și oameni care sub orice preț își doresc ca tu să le schimbi inima. De aceea am spus ce am avut pe inimă.
Dragii mei, Domnul trebuie să ne schimbe inima. Altfel, cu pocăința noastră, cu tot cu botezul nostru, mergem în iad. Pentru că un pom nu se cunoaște după altceva decât după roade. Și roadele tale nu le vezi tu. Te rog pe soțul tău ce crede despre tine. Și spune-i, soțule, dacă tu acum nu-mi spui adevărul, Domnul să te judece. Soților, spune soției tale, cum mă vezi tu? Dar așa cum îmi vei răspunde, Domnul să te judece, dacă nu spui adevărul. Prieteni, dacă nu soția soțului, dacă nu soțul soției, dar vă spun, o generație e cea mai sinceră, copiii. Deci la copilul tău, spune, auzi, fetiță, tu ce spui de tată? Sau de mami? Sau de bunicuț? Sau de bunicuță? Ia povestește toți. Ia fă-i curaj. Dar nu așa. Că atunci nu o să fie sincer. Prieteni, după roade. Roadele noastre trebuie să vorbească. Și asta vă doresc acum închei. Vă doresc ca să aveți aceeași sete, aceeași neliniște, aceeași căutare, ca să aveți iarăși cei 10 lei pe de-a întregul. Dacă ați pierdut unul, dacă ați pierdut deja mai multe, da, ca să mergem prima seară cu viitoarele soție, doar să iertim pierdul, e primul pas. Dar nu e așa că a doua seară a mers mai departe? Vedeți ce repede se pierde al doilea meu. Prima seară, după căsătorie, așa ne-am iubit de mult. N-au trecut două, trei zile, primul ton ridicat. Dar Duhul Sfânt i-a mustat. Era primul leu pierdut. Trebuia repede să spui, iartă-mă, soțule, iartă-mă, soție, iartă-mă, mami, iartă-mă, tati. N-ai făcut-o. Ai rămas cu nouă. Al nouălea se pierde mai ușor. După primul ton ridicat, urmează primul cuvânt nechipzuit. O, Domnul, să-mi deie harul și să-mi deie și mie harul, că nu vreau să mă opresc, chiar dacă azi am slujit Domnului și am trăit pentru El. Eu pot să pierd un leu repede, dar prin harul Domnului vreau să rămân până vine Domnul Iisus iarăși. Așa cum este scris această femeie. Să fiu ca David, care și-a pierdut liniștea, i-a bătut inima atât de tare, până a pus în ordine. Domnul să vă binecuvânteze, că ați ascultat, peste ora 8, Domnul să rămână cu voi.